Astăzi vom picta în culori acrilice o pană FreeSpirit, cum i-am spus, și vom folosi tehnica acrylic pouring combinată cu swipe. Pentru aceasta avem nevoie de o pânză. Eu am folosit un canvas cu dimensiunile de 24x30 de centimetri. Avem nevoie de niște înălțătoare, astfel încât pânza să nu vină în contact direct cu suprafața de lucru. Pahare de unică folosință, din plastic. Eu folosesc pahare de cantitate mică. De asemenea, niște palete de lemn pentru a amesteca culorile. Culorile le vom amesteca cu float roll și cu apă. Raportul este la o parte de vopsea, două părți de float roll. Amestecăm foarte bine până se obține consistență cremoasă, după care se completează cu apă adăugată puțin câte puțin până ajungem la consistența dorită, ca o miere mai subțire. Iar culorile folosite astăzi sunt Mars Black de la Liquitex, Titanium White, tot Liquitex, Gold, Liquitex și Silver, tot de la Liquitex. Să începem! Vom adăuga acum silicone oil. Eu folosesc siliconul de la Pentart. Doar în culorile gold și silver, câte 2-3 picături de silicon. Și apoi vom amesteca foarte bine. Acum vom pregăti baza canvasului și vom acoperi între canvasul cu culoarea Mars Black. Vom întinde culoarea cu ajutorul unui cuțit sau unei spatule și vom avea grijă să nu rămână zone neacoperite sau culoarea să nu fie distribuită uniform. De asemenea, vom acoperi și părțile laterale ale canvasului cu această culoare neagră. Vom începe acum să adăugăm pe diagonala dreptunghiului, pe rând, următoarele culori: auriu, alb, dar o linie foarte subțire sau din loc în loc câteva picături. Argintiu, negru, la fel destul de puțin, din nou auriu
apoi argintiu, negru, și alb foarte puțin. Apoi vom începe cu ajutorul cuțitului să facem swipe până obținem forma dorită. La sfârșit vom folosi un heat gun pentru a încălzi vopseaua, a sparge bulele de aer și pentru ca siliconul să se ridice la suprafață și să se formeze acele celule.
Acesta este rezultatul final. Sper că v-a plăcut acest tutorial și vă mai aștept și la alte tutoriale. Nu uitați, dacă v-a plăcut, subscribe, share și like.